Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 16. Intrarea în Paris. Mai aveam mult până la Paris. Am fost silit să umblăm prin zăpezi toată ziua cu viforul în piept, lungi și triste popasurile. El înainte, eu la mijloc și capii în urmă. Mergeam așa în șir, fără să ne zicem o vorbă, ceasuri întregi, biciuiți de vânt, cu obrajii vineți, cu picioarele ude și cu stomacul gol. Cine ne întâlnea, stătea în loc să ne vadă. Nici vorbă, că se întrebeau, unde o fi ducând bătrânul acesta copilul și câinele? Și mă durea rău tăcerea. Vorbind, m-aș fi amețit, dar stăpânul de-abia îmi răspundea câte o vorbă din mers, fără să se întoarcă. Noroc cu capii, căci era mai expansiv și, din când în când, sărea să-mi lingă mâna, parcă mi-ar fi zis, eu sunt aici, prietene. Și atunci îl mângâiam binișor, tot din mers, bucurându-l și eu pe el, cum mă bucura el pe mine, ca dovadă că ne înțelegem și ne iubim. Simțitor ca un copil, mângâierile mele îl făceau uneori să uite moartea tovarășilor, dar puterea obiceiului își relua stăpânirea și adeseori se oprea în loc să-și vadă trupa ca în vremea când le era sergent și trebuia să-i cerceteze cât mai des. Dar nu ținea mult. I se trezea memoria și, aducându-și aminte de ce nu vine trupa, ne trecea înainte și se uita la stăpânul său ca și cum i-ar fi explicat că nu e el de vină. Era atâta expresie și atâta inteligență în ochii lui că ne întrista și mai rău drumul, pe când, din contră, ne-ar fi trebuit veselie. Peste tot câmpul se întindea giulgiul iernii, fără soare pe cer și cu un văzduh ca plumbul. Nici o mișcare, nici un țăran, nici o vită. Numai stoluri de corbi cloncănind de foame, fiindcă n-aveau unde să-și caute hrană. În sate, toate casele închise, ori cu oameni încălzindu-se la foc sau lucrând ghemuiți. Iar noi, prin Lapovița sau pe poleiul de pe drumuri, mergeam fără să ne oprim, odihnindu-te numai noaptea în câte un grajd sau la câte o târlă cu câte o bucată de pâine odată pe zi. Cu kilometri peste kilometri, cu popasuri peste popasuri, ne-am apropiat de Paris și, chiar de nu m-ar fi vestit numerele de pe pietrele șoselelor, tot aș fi cunoscut, după mișcarea mult mai mare și după culoarea zăpezii, care era mult mai murdară ca până atunci. Câmpul însă nu mi s-a părut mai frumos și satele erau la fel cu cele prin care trecusem până atunci. Auzisem atâtea minuni despre Paris, încât îmi închipuiam prostește că minunile trebuiau să înceapă cu mult înainte, prin ceva nemai văzut. Bine, nu știam ce anume ar fi trebuit, dar simțeam că aștept o minune. Pom de aur, palate de marmură, oameni îmbrăcați în mătase. Acestea mă așteptam să le văd. Oricât îmi umblau însă ochii după minuni, tot vedeam că oamenii nu se mai uitau la noi, pe semne că erau ori grăbiți, ori învățați cu și mai triste priveliști ca vederea noastră. Ce era să fim noi în Paris în halul în care ne aflam? L-aș fi întrebat pe stăpânul meu, dar, mohorât și mut cum era, mai rău nu îndrăzneam. În sfârșit, într-o zi s-a îndurat să meargă alături de mine și, după privire, am simțit că o să-mi spună ce doream de mult să știu. Era de dimineață. Dormisem la un conac lângă un sat mare pe care, după cum spuneau tablele de pe drum, îl chema Boissy Saint-Léger. Plecasem din zor și, după ce umblasem de-a lungul unui parc, trecând apoi tot satul, zărisem de pe muchia unui deal un nor mare de amburi negri care pluteau deasupra unui oraș uriaș, în care nu vedeam bine decât niște palate mari. Tocmai când căscam ochii ca să deosebesc ceva în amestecul de acoperișuri, de clopotnițe și de turnuri, stăpânul meu, încetinindu-și mersul, a trecut lângă mine și mi-a zis, de acum ni se schimbă viața. Peste 4 ceasuri vom fi în Paris. A, Parisul e ce se vede acolo? Firește. Și odată cu răspunsul lui, o rază de soare s-a desprins din cer și am zărit repede ca un fulger o sclipire aurie. Bine ziceam că nu sunt pom de aur. La Paris, a urmat el, o să ne despărțim. M-am întors spre el și gălbeneala feței, tremurul buzelor, i-au spus ce se petrecuse în mine. Să ne despărțim? Am îngăimat eu după ce m-am dezmeticit bine. Săracul de tine. Și vorbele și mai cu seamă blândețea cu care mi le spusese m-au făcut să plâng. De mult n-auzisem o vorbă bună. Ah, ce bun ești, am strigat eu. Ba, tu ești bun și de treabă și milos. Sunt zile în viață când simți bunătatea și te înduioșează.
Când merge bine, îți vezi de drum, fără să te uiți la tovarăș. Dar când nu merge, când ai greșit drumul, mai ales la bătrânețe, adică fără nădejde în a doua zi, simți nevoia să te sprijini pe cei din prejur și îți pare bine că sunt aproape. Așa și ție. Ți se pare ciudat ca eu să mă sprijin pe tine. Dar așa este și lacrimile din ochii tăi mă ușurează, căci și eu, dragă Remi, sunt amărât. Tocmai târziu, când am avut și eu pe cine iubi, tocmai atunci am cântărit cât prețuiau aceste vorbe. Nenorocirea însă vrea totdeauna să ne despărțim, tocmai când vrem noi să ne unim. Dar nu o să mă lași acum în Paris. Nu, căci ce te-ai face tu singur? Și apoi n-am dreptul să te părăsesc. Când n-am primit să rămâi în grija acelei bune doamne care voia să te crească lângă fiul ei, mi-am luat obligația să te cresc eu cum voi putea mai bine. Dar, din nenorocire, împrejurările îmi sunt dușmane. Nu te pot ajuta deocamdată și iată de ce mă gândesc să ne despărțim numai pentru câteva luni, ca să trăim fiecare deoparte cât o ține iarna. Când vom ajunge în Paris, ce vrei să facem cu o trupă din care n-a rămas decât capii? Auzindu-și numele, câinele s-a înfipt în fața noastră și, după ce a pus lăbuța la ureche, în semn de salut militaresc, a pus-o și pe inimă ca și când ne-ar fi jurat credință. Stăpânul său s-a oprit atunci să-l mângâie, zicându-i: Și tu ești câine de treabă, dar nu putem trăi din bunătate. E scumpă celor din prejur, dar îi mai trebuie ceva care ne lipsește. Reprezentații nu putem da. Așa este. Ar râde copiii de noi, ne-ar bate cu cartofi și n-am strânge niciun franc pe zi. Dar harpa mea? Dacă ar mai fi unul la fel, poate că ar merge. Dar un bătrân ca mine, lângă un copil ca tine, nu. Dacă aș fi gârbov sau orb, ar fi altceva. Dar așa, nici măcar milă nu inspir. Căci în Paris, oamenii sunt atât de grăbiți și ocupați, încât trebuie să fii prăpădit ca să-i înduioșezi. Se mai cere apoi să nu te sfiești a întinde mâna. Și asta nu pot. Iată deci la ce m-am gândit și ce am hotărât. Te voi da până la primăvară unui padrone care te va pune împreună cu alți copii să cânți cu harpa. N-aș fi crezut când i-am pomenit de harpă că o să ajungem la așa concluzie. Iar eu, a urmat el, fără să mă lase să-l întrerup, voi da lecții de harpă, de piva și de vioară copiilor italieni care lucrează pe străzi. Mă cunosc toți aici în Paris, unde am fost de multe ori și de unde veneam când am trecut prin satul tău. N-am decât să cer lecții și vin câte vreau. În același timp mă voi sili să învăț alți doi câini în locul celor pierduți, așa că la primăvară vom putea iar porni împreună spre a nu ne mai despărți, căci norocul nu este totdeauna vrăjmaș celor care au curaj să lupte. Tocmai aceasta îți cer eu ție acum. Curaj și resemnare. Mai târziu ne va merge mult mai bine. Acum e greu. Vom fi iarăși liberi. Vom merge în Germania și în Anglia. Tu, mărindu-te, te deștepți. Te voi învăța multe și vei ajunge om. Așa i-am făgăduit doamnei Milligan și îmi voi ține cuvântul. În vederea călătorilor, am început să te învăț englezește, cu franceza pe care o știi și cu italiana mea e destul pentru un copil. Unde mai pui că ești voinic? He, să vezi ce bine o să fie. Așa este. Altă încercare mai bună nu era. Și când mă gândesc acum, recunosc că a făcut tot ce a putut ca să scap de necazuri. Dar ideile judecății nu seamănă cu ale primei inspirații. Atunci nu vedeam decât despărțirea și padronul. Mă mai întâlnisem eu prin sate și orașe cu asemenea padroni care umblă cu copiii de pripas, mânați cu bâta. Nu semănau deloc cu Vitalis. Erau răi, nedrepți, pretențioși, bețivi, murdari la vorbă și gata să dea. Dacă aș fi nimerit tocmai la unul așa? Ei și, chiar unul bun, tot era o schimbare. După Doică, Vitalis. După Vitalis, altul. Tot așa avea să meargă. Nu mi-era dat să iubesc pe nimeni pentru totdeauna? Și să n-am niciodată nici tată, nici rude, nimic? Tot singur să fiu? Tot rătăcitor pe drumuri? Aș fi răspuns eu multe, dar când mi se suiau cuvintele pe buze, le goneam. Stăpânul meu îmi ceruse curaj și resemnare. Ce era să fac? Să-l ascult. Și apoi nici nu mai era lângă mine. Poate de frica răspunsului trecuse iar înainte și mergea. L-am urmat și am ajuns la o apă peste care am trecut pe un pod noroios. Zăpada, neagră ca un cărbune pisat, acoperea șoseaua ca o pătură nisipoasă în care intram până la gleznă. Dincolo de pod era un sat cu ulițe strâmte, iar după el se începea câmpul presărat cu niște case păcătoase. Pe drum căruțele se duceau și veneau într-una. M-am apropiat de Vitalis și am umblat în dreapta lui cu capii tot după noi.
Într-un loc, câmpul s-a închis și ne-am pomenit pe o stradă, fără capăt, cu case pe amândouă părțile, dar sărace, murdare și mult mai urâte ca cele din Bordeaux, Toulouse și Lyon. Zăpada era strânsă în grămezi, pe care aruncaseră cenușă, zarzavaturi putrede și tot felul de murdării. În aer te trăznea duhoarea de câte ori treceau niște căruțe grele pe care trecătorii le ocoleau fără să se strâmbe. Unde suntem? Am întrebat eu. În Paris. În Paris? Vai, acestea erau casele mele de marmură. Aceștia erau trecătorii mei îmbrăcați în mătase. Acesta era Parisul pe care doream să-l văd. Aici era să-mi petrec iarna fără stăpânul meu și fără capii. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 17. Un padrone. Deși tot ce vedeam mi se părea groaznic, am început să mă uit bine în prejurul meu. Cu cât înaintam în oraș, cu atât mi se năruiau iluziile. Din pârâile înghețate se ridicau mirosuri urâte. Noroiul, amestecat cu zăpadă și gheață, se murdărea din ce în ce, iar unde se topise, țâșnea de sub roți și se lipea pe geamurile prăvăliilor scârboase. Nici n-avea a face Parisul cu Bordeaux. După ce am mers mult pe o liță leargă, ceva mai curată ca acelea de până atunci, cu prăvălii mai mari și mai frumoase, am apucat la dreapta și am intrat iar într-o mahala săracă. Printre casele înalte și negre, un pârâiaș neînghețat curgea în mijlocul uliței și oamenii călcau în murdăria lui. Prin cârciumile una lângă alta, femei și bărbați, înaintea teșghelelor de tinichea, beau în picioare, chihăind. Pe un colț de casă am citit, strada Lursin. Stăpânul meu, care părea că știe unde se duce, dădea înlături pe cine îi stătea în drum. Eu, după el, căci îmi spusese de la început. Vezi să nu te pierzi. Și mă țineam scai, adică cu o mână înfiptă în pulpana lui. După ce am trecut printr-o curte mare, am ajuns la un fel de puț întunecos și verzui care nu zărise niciodată soarele. Nu mai văzusem pe tot drumul așa murdară urățenie. Este acasă Garofoli? A întrebat stăpânul meu pe un om care spânzura niște cârpe pe un zid, luminându-se cu un felinar. Nu știu, urcă-te și vezi. Știi unde? În capul scării, în față. Garofoli e padronul de care am vorbit, mi-a explicat el urcând o scară, ale cărei trepte, căptușite cu o coajă de noroi, alunecau parcă ar fi fost săpate înclisă. Aici stă. Ulița, casa, scara, nu-mi dădeau deloc mult doritul curaj. Dar padronul? Scara suia 4 etaje. Vitalis, fără să bată, a împins ușa din față și am intrat într-o odaie mare ca într-un fel de pod. La mijloc era un loc gol, iar de jur împrejur vreo 10 paturi. Pereții și tavanul nu mai aveau culoare. Poate că fuseseră albi, dar fumul, praful și tot soiul de murdării înnegriseră tencuiala, crăpată sau găurită prin multe locuri. Garofoli, a strigat stăpânul meu intrând, ești pe aici prin vreun colț? Căci nu văd pe nimeni. Te rog, răspunde-mi. Eu sunt, Vitalis. Ce e drept, odaia părea pustie, pe cât se putea vedea la lumina unui felinar atârnat într-un cui. Dar, la întrebarea noastră, o voce moale și leneșă, un glas de copil, ne-a răspuns. Nu-i aici, signor Garofoli, se întoarce peste 2 ceasuri. Și tot deodată s-a și arătat un copil de vreo 10 ani. Venea spre noi târâș și atât mai impresionat că parcă îl văd și acum. Corp n-avea deloc, căci capul, enorm și urât, părea pus de-a dreptul pe picioare, ca în desenele caragioase de prin ferestre. Pe față era așternut un curios amestec de blândețe dureroasă și de disperare resemnată. Cu așa croială nu putea fi frumos, dar ți-a trăgea atenția și ți-o cucerea printr-un oarecare farmec care plutea în ochii lui lăcrămitori și blânzi ca ai unui câine. Știi bine că se întoarce peste 2 ceasuri? Foarte bine, e vremea mesei și numai el împarte mâncarea. Dacă va veni mai înainte să-i spui că a fost pe aici Vitalis și că se întoarce. Bine, signore. Eram să plec și eu, dar m-a oprit. Tu rămâi să te odihnești. Și, fiindcă am făcut o mișcare speriată, a adăugat. Mă întorc negreșit. Cu toată osteneala, mai bine m-aș fi dus cu el, dar obiceiul de a mă supune m-a făcut să rămân. Când nu i-am mai auzit pașii pe scară, copilul, care ascultase la ușă, s-a întors spre mine și m-a întrebat pe italienește. Ești de la noi?
De atâta vreme de când umblam cu Vitalis, învățasem cât trebuia ca să pricep aproape tot, dar nu vorbeam încă destul de bine și am răspuns franțuzește. Nu. A, a exclamat el trist fixându-mă. Mi-ar fi plăcut să fii de-ai noștri. De unde? De la Luca. Mi-ai fi adus vești. Sunt francez. Da, mai bine. Îți plac mai mult francezii decât italienii? Nu, și nu pentru mine ți-am zis mai bine, ci pentru dumneata, fiindcă dacă ai fi italian, poate că te-ar aduce aici, la Garofoli, și vai de cei care intră pe mâna lui. E rău? Copilul nu mi-a răspuns de-a dreptul, dar privirea pe care mi-a aruncat-o mi-a spus de ajuns. Apoi, parcă ar fi vrut să schimbe vorba, mi-a întors spatele și s-a dus către o vatră mare din fundul odăi. Niște lemne groase din dărâmături de case ardeau în ea, iar deasupra fierbea o oală mare de tuci. M-am apropiat atunci de foc să mă încălzesc și am văzut că oala avea ceva curios. Capacul, din care pleca o țeavă strâmtă prin care ieșeau aburi, era prins de o oală, într-o parte printr-o balama, iar într-alta cu un lacăt. Îmi dădua înțelege să nu-l întreb pe Garofoli. Dar de oală? De ce e închisă cu lacăt? Ca să nu pot lua dinăuntru. Eu sunt însărcinat să fac ciorbă, dar n-are încredere în mine. Nu m-am putut opri să zâmbesc. Râzi, a adăugat el, fiindcă mă crezi lacom, dar nu sunt lacom. Sunt flămând și mirosul care iese pe acolo prin țeavă mă lihnește mai rău. Ce, nu vă dă să mâncați? Dacă vei intra aici, vei vedea. Nu murim de foame, dar vai de noi, mai ales eu care sunt pedepsit. Cum, ești pedepsit să mor de foame? Garofoli mi-e unchi și m-a luat la el de milă pentru că mama e văduvă și săracă. Când a venit anul trecut în Italia să ia copii, m-a cerut și pe mine. O durea pe biata mama să mă lase, dar fiindcă eram 6, ce să facă? Trebuia. Unchiul meu ar fi vrut mai bine pe fratele meu, Leonardo, care e mai mic ca mine, dar e băiat frumos, nu pocit cum sunt eu, căci ca să câștigi bani nu trebuie să fii urât. Urâții nu se aleg decât cu ocări și cu bătăi. Mama n-a vrut să-l dea pe Leonardo. Dacă trebuie să plece unul, atunci să plece Matia, că e mai mare. Am plecat deci cu unchiul meu, despărțindu-mă de mama, care plângea, de sora mea Cristina, care mă iubea mult, fiindcă o țineam în brațe, și de toți frații și prietenii. Știam ce dureroase erau despărțirile și nu uitasem ce hohot mă înnăbușise când zărisem pentru ultima oară bonetul alb al doicii. La plecare eram numai cu Garofoli, dar peste o săptămână ne-am făcut vreo 12 și am pornit spre Franța. Ah, ce drum lung și pentru mine și pentru ceilalți tovarăși. Când am ajuns la Paris, nu mai eram decât 11. Unul rămăsese într-un spital din Dijon. Aici ne-a ales. Pe cei tari i-a dat la coșari, iar pe cei care nu puteau munci, i-a pus să cânte cu flașneta pe ulițe. Eu, negreșit că nu eram bun de muncă și eram și prea urât ca să câștig cântând. Mi-a dat atunci doi șoareci albi să-i arăt pe drum cu poruncă să aduc în fiecare seară cel puțin un franc și 50. Câți bani ar fi lipsit din suma aceasta, atâtea bastoane aș fi mâncat. Greu de strâns un franc și 50, dar mai greu de mâncat bătaie, mai ales când ți-o dă Garofoli. Făceam deci tot ce puteam ca să strâng suma, dar cu toată silința de multe ori nu izbuteam. Și, spre nenorocul meu, tovarășii mei, din contră, mai totdeauna aduceau suma, ceea ce îl înfuria și mai rău pe Garofoli, care, în fiecare seară, mă întreba, cum faci, mă, dobitocule? Mai era încă un copil care arăta și el tot șoareci și trebuia să aducă un franc și 52. Ei, în fiecare seară îi aducea. Am ieșit de vreo câteva ori cu el ca să văd cum face, dar e mai îndemânatic ca mine și am înțeles de ce el câștiga mai mult și mai ușor. Când vroia vreun domn sau vreo doamnă să ne dea regulat, i-auzeam zicând, nu da lui urât, dă celuilalt. Urâtul, bineînțeles, eu eram. De atunci n-am mai ieșit împreună, căci trist o fi să mănânci bătaia acasă, dar este și mai trist să fii batjocorit pe stradă. Dacă a văzut în sfârșit Garofoli că nu face nimic cu bătaia, a alergat la alt mijloc. Pentru fiecare 5 centime lipsă o să-ți opresc un cartof din mâncare. Poate că stomacul ți-e mai subțire ca pielea. Așa mi-a zis. Dumneata, când te amenință cineva, ești mai vrednic? De, după cum se întâmplă. Eu niciodată. Mai mult, nici nu puteam face mai mult, căci cum era să zic celor de la care cerșeam, dacă nu-mi dați nimic, nu o să mănânc diseară.
Cine dă copiilor, nu dă pentru aceasta. Dar pentru ce? Eu știu că omul dă pentru ca să facă bine. Ce prost ești! Oamenii dau ca să-și facă plăcere lor, nu altora. Dau unuia, fiindcă e drăguț, dau altuia în amintirea unui copil pierdut sau în dorința de a avea unul. Dau fiindcă lor le e cald pe când el tremură în stradă. Ehe, le știu eu pe acestea, le-am învățat. Azi, bună oară, e frig, așa e? Foarte frig. Ei, du-te într-un gang și întinde mâna când vei vedea trecând iute vreun domn, numai într-o hăinuță, să vezi izdă. Întinde-o apoi și ăluia care, din potrivă, va umbla încet și înfășurat în blană. De la acela poate să iei ceva. Eu, după 6 luni de asemenea trai, așa m-am gălbejit și m-am sfrijit, că de multe ori auzeam șoptind, săracul, moare de foame. Și atunci a făcut suferința ce nu făcuse frumusețea, adică m-a adus în halul acesta, așa încât li s-a făcut milă vecinilor și, dacă n-au sporit banii, cel puțin m-am ales când cu câte o bucată de pâine, când cu câte un taler de ciorbă. Ce bine mi-era! Nu mâncam bătaie și puțin îmi păsa că îmi dădea ori nu cartofi. Dar, într-o zi, Garofoli m-a prins mâncând niște resturi într-o prăvălie, a înțeles de ce răbdam eu lipsa cartofilor și a hotărât să mă țină în casă, să le gătesc și să mătur. Însă, pentru că, fierbând supa, puteam lua din ea, a născocit oala aceasta. În toate diminețile, înainte să plece, pune înăuntru carnea și zarzavatul, închide lacătul capacului și nu-mi lasă decât grija să o fierb. Mă aleg prin urmare, numai cu mirosul, căci cum aș putea lua ceva pe o țeavă ca asta? De atunci, de când m-a pus bucătar, am îngălbenit așa. Nu-i așa că sunt galben? Te întreb, fiindcă tot stând închis, n-am cum auzi șoaptele, iar oglindă nu e să mă văd. Nu prea eram pe atunci deprins cu ale vieții, dar tot știam că nu e bine să sperii bolnavii spunându-le că sunt într-adevăr bolnavi și de aceea am răspuns, nu-mi pari mai galben ca alții. Da, da, știu, zici așa ca să nu mă mâhnești, dar rău faci, căci mi-ar părea bine să fiu bolnav. M-am uitat la el mirat. Te mir de ce? Să-ți spun, pentru că pe un om bolnav ori îl îngrijești, ori îl lași să moară. Murind, a scăpat de foame și de bătăi și apoi se mai zice că morții trăiesc în cer. S-ar putea deci de acolo și să văd pe mama și să rog pe Dumnezeu să aibă grijă de sora mea. Dacă, din potrivă, în loc să mă lase să mor, mă vor îngriji, atunci trebuie să mă duc într-un spital și bine mi-ar părea să fiu în spital. Mie, din contră, mi-era groază de el și adeseori pe drum, când mă prăpădea osteneala, mi-era destul să mă gândesc la spital ca să mă înviorez. Am înmărmurit deci auzind că-l laudă. Nu știi ce bine e acolo. Am mai fost odată la Sfânta Eugenia, unde este un doctor, unul blond, care umblă totdeauna cu cofeturi în buzunare, iar maicile care te îngrijesc îți vorbesc foarte blând. Fă ce-ți spun, mititelule, scoate limba drăguță. Mie îmi place vorba bună. Când o aud, îmi vine să plâng și plânsul mă înveselește. Mama nu mi-a vorbit niciodată aspru și tocmai așa vorbesc maicile, ca mama. Pe urmă, când încep să te vindeci, îți dau supă, îți dau vin. Acum o lună, când am început să slăbesc, îmi părea bine, fiindcă îmi ziceam, o să mă îmbolnăvesc și o să mă ducă la spital. Aș, ți-ai găsit. Eram destul de bolnav pentru pielea mea, dar nu pentru a lui Garofoli. Și nu m-a dus. Dar cel puțin tot mai are năravul să mă bată, așa că săptămâna trecută mi-a dat una zdravănă în cap și m-am umflat, uite aici, cu cuil acesta mare și alb. El zice că poate să fie o tumoare. Eu nu știu ce e aia tumoare, dar, după cum vorbea, trebuie să fie ceva rău. Mă și doare. Îmi zvâgnește înăuntru ca o măsea stricată. Mi-e capul greu ca un pietroi și uneori amețesc, iar noaptea gem și strig în somn. De aceea cred că mâine poi mâine o să mă trimită la spital, fiindcă strigătele unui fleac ca mine strică somnul celorlalți și Garofoli vrea să doarmă. Ah, ce bine că m-a lovit, zău așa. Spune drept, nu sunt galben. Ca să judec mai bine, s-a înfipt înaintea mea și s-a uitat drept la mine. Acum nu mai aveam de ce să tac, dar tot nu-mi venea să răspund sincer și să-i spun cum mă speriasem când i-am văzut ochii ca focul, obrajii scofălciți și buzele arse. De, ce să zic, cred că ești destul de bolnav ca să intri în spital. Ah, îți mulțumesc, dar să lăsăm vorba. Ar veni Garofoli și nu m-ar găsi gata. De vreme ce sunt destul de dichisit pentru spital, încă o ciomăgeală ar fi de prisos. Vorbind, umbla șchiopătând împrejurul mesei, punând farfuriile și tacâmurile la locul lor. Am numărat 20 de farfurii, prin urmare 20 de copii chinuia Garofoli,
dar cum în același timp nu erau decât 12 paturi, urma că unii se culcau câte doi într-unul. Și ce paturi, fără cearceafuri și cu niște pături roșii cumpărate din cine știe ce grajduri când nu mai erau bune la cai. Pretutindeni este ca aici, am întrebat eu îngrozit. Unde pretutindeni? La cei care țin copii, ca Garofoli. Nu știu, n-am fost la alții, dar dumneata bine ai face să te duci. Unde? Nu știu, oriunde ai fi mai bine ca aici. Oriunde? Mare vorbă. Și apoi, cum aș fi schimbat hotărârea lui Vitalis? Tot întrebându-mă, fără răspuns, s-a deschis ușa și a intrat un copil cu o vioară într-o mână și cu o buturugă mare într-alta. Buturuga, ca multe din cele pe care le văzusem pe focul din vatră, mi-a deschis ochii cum lua Garofoli lemnele și cât îl costau. Dă-mi lemnul, i-a zis Matia, ieșind înaintea noului venit, care, în loc să-l dea, l-a ascuns la spate răspunzând: nu-l dau. Fierbe mai bine ciorba. Dar ce pentru ciorbă l-am adus? L-am adus fiindcă n-am decât un franc și 80 și poate că așa voi plăti mai ieftin cele 20 de centime lipsă. Da, da, o să vezi. Întreabă-mă pe mine, i-a răspuns Matia, dar cu răutate, parcă s-ar fi bucurat că o să-l vadă bătut. Și m-a mirat-o așa înverșunare pe o figură așa de blândă. De-abia mai târziu am înțeles că, trăind cu cei răi, ajungi să te înrăiești. Venise ceasul mesei cu întoarcerea tuturor elevilor. După cel cu vioara a venit altul și altul vreo 10. Fiecare se ducea intrând să-și atârne vioara, harpa, flautul sau piva într-un cui de deasupra patului. Cei care nu erau cântăreți, ci purtători de animale, își vreau într-o cușcă lighioanele. Niște pași greoi, tropăind pe scară, mi-a vestit pe Garofoli. Un om scund, cu mers încurcat și cu fața fierbinte, îmbrăcat neitalienește cu niște haine cenușii. Prima privire mie mi-a zvârlit-o, o privire care m-a înghețat. Ce e cu băiatul acesta?" a întrebat el. I-a răspuns numai decât Matia cu toate lămuririle date de stăpânul meu. A, Vitalis este în Paris? Ce vrea?" Nu știu," i-a răspuns tot Matia. Nu vorbesc cu tine, cu băiatul vorbesc." O să vină îndată padronul," am zis eu, și vă va explica ce dorește." Aha, văd că știi să cântărești vorbele. Ești italian?" Nu, francez." Doi copii se apropiară de Garofoli pe data ce intrase și stăteau pe lângă el așteptând să tacă. Ce-or fi vrând?" Mi s-a răspuns numai decât, adică. Unul i-a luat pălăria și i-a pus-o binișor pe un pat, iar celălalt i-a apropiat un scaun. Să-i fi văzut ce serioși și cu ce respect îndeplineau niște simple treburi zilnice, i-ai fi luat drept doi copii din cor, dând tâlcoale preotului. A fost pentru mine primul semn că le era frică de Garofoli, căci nu din dragoste îl serveau așa. După ce s-a așezat, un alt elev i-a adus o pipă îndopată cu tutun, iar un al patrulea un chibrit aprins. Miroase a pucioasă, boule, i-a strigat el vrând să-și aprindă pipa și l-a aruncat în foc. Vinovatul s-a grăbit să-și îndrepte greșeala, aprinzând un alt chibrit pe care l-a lăsat să ardă mult înainte de a-l da stăpânului. Dar stăpânul nu l-a primit. Nu tu, idiotule, i-a strigat iar îmbrâncindu-l. Apoi, întorcându-se către un alt copil și zâmbindu-i în semn de mare hatâr, i-a zis: Ricardo, puiule, dă-mi un chibrit. Și puiul s-a grăbit să-i dea. Acum la socoteli, mititeilor. Matia, condica. Era o dărnicie din partea lui Garofoli să binevoiască a vorbi, căci elevii îl pândeau cu așa luare aminte, încât îi ghiceau orice dorință înainte să o arate. Nici nu ceruse bine condica și și pusese înainte un caiet mare, soios. A făcut apoi semn să se apropie celui care îi dăduse de două ori chibritul. Mi-ești dator de ieri 10 centime și mi-ai făgăduit să mi-i dai azi. Cât ai adus?" Copilul, roșu ca sfecla, s-a codit mult până să răspundă. Îmi lipsesc 5 centime." Aha, îți lipsesc 5 centime? Și îmi spui așa fără nicio frică?" Nu 5 centime de ieri, 5 centime de azi." Atunci fac 10 centime, ticălosule." Nu stric eu. Ce-mi pasă mie? Nu știi regula? Descheie haina. 2 bice pentru ieri, 2 pentru azi și niciun cartof în mâncare, fiindcă ai fost obraznic. Ricardo, puiule, ia ducurelele." Ricardo a luat dintr-un cui un bici cu mânerul scurt, de care atârnau două curele cu noduri, iar cel care adusese lipsă 5 centime își scotea haina și își lăsa în jos cămașa, astfel încât să rămână gol până la brâu. Dar Garofoli i-a ordonat rânjind: Mai stai, poate că mai sunt și alții și e mai frumos în ansamblu.
Toți ceilalți care ședeau în picioare înaintea lui, auzindu-i gluma, s-au pus pe râs. Aha, pricep, ăla care a râs mai tare, ălui îi lipsește mai mult. Cine a râs tare? Toți au arătat pe cel ce venise întâi aducând o buturugă. Ei, cât îți lipsește? Nu e vina mea. De acum încolo, cine o mai zice, nu stric eu sau nu e vina mea, o să mănânce încă un bici peste ce îi se cuvine. Cât îți lipsește? Am adus o bucată mare de lemn, buturuga aceea. Da, e ceva, dar ia du-te la brutărie și cere să-ți dea pe ea pâine, să vezi, îți dă? Așadar, cât îți lipsește? Haide, spune odată. Am strâns 1,80. Cum, nenorocitule, îți lipsesc 20 de centime și îndrăznești să vii înaintea mea? Ricardo, pregătește-te de chef, o să petrecem. Jos haina. Păi bine, dar buturuga, să-ți o iei să o mănânci. În timpul interogatoriului se mai strânseseră încă vreo 10 copii și acum veneau toți, unul după altul, să dea socoteala. Pe lângă cei doi osândiți de până atunci, s-au mai găsit alți trei care n-aveau suma întreagă. Va să zică 5 tâlhari sunt care mă jefuiesc, a strigat Garofoli ca încheiere. De aceea fac eu rău că sunt bun. De, cu ce o să plătesc eu carnea și cartofii pe care vi-i dau dacă nu vreți să munciți? Vă place să vă zbenguiți în loc să pricepeți că e mai bine să întindeți mâna prefăcându-vă că plângeți decât să plângeți de-a binelea întinzând spinarea? Ricardo aștepta cu biciul în mână, iar cei 5 osândiți stăteau înșirați lângă el. N-am să mă uit la tine, puiule, fiindcă știi că pedepsele îmi fac rău, dar nu uita că aud și că cunosc după zgomot tăria loviturilor. Haide, începe! Și s-a întors cu fața spre foc, ca și cum n-ar fi putut răbda o așa cruzime. Eu, uitat în colțul meu, tremuram indignat și fricos. Acesta era omul care avea să-mi fie stăpân? De câte ori nu i-o aduce suma pe care mi-o va pretinde, va trebui să mă dau pe mâna lui Ricardo? Acum înțelegeam de ce vorbea Matia de moarte ca de o scăpare. Prima pleznitură de bici mi-a umplut ochii de lacrimi și, crezându-mă uitat, nu m-am stăpânit, dar Garofoli trăgea cu ochiul și s-a grăbit să zică arătându-mă. Uite ce băiat milos! Nu ca voi tâlharilor, care râdeți de durerea mea și a tovarășilor voștri, dacă ar fi și el cu voi, va sluji drept pildă. La a doua pleznitură, cel bătut a scos un geamăt surd, iar la a treia un țipăt grozav. Atunci Garofoli a ridicat mâna, iar Ricardo s-a oprit. Credeam că vrea să-l ierte, dar nici vorbă de iertare. Știi că mă supără țipătele și că, după cum biciul îți rupe pielea, tot așa strigătul îmi rupe inima. Bagă deci de seamă, de fiecare țipăt o să-ți mai dau un bici și nu e vina mea. Cred că îmi poți atâta dragoste și recunoștință încât să taci, ca să nu mă mâhnești. Ei, haide, Ricardo! Ricardo a ridicat iar mâna și iar a dat pe spinarea nenorocitului care nu s-a putut opri să strige. Mamă, mamă! Noroc că s-a deschis ușa și a intrat stăpânul meu, care a înțeles dintr-o privire ceea ce îi denunțaseră țipetele auzite de afară. S-a repezit la Ricardo și i-a zmucit biciul din mână, apoi, întorcându-se mânios spre Garofoli, s-a înfipt înaintea lui cu brațele cruce, dar așa de repede că Garofoli a rămas câtva timp zăpăcit. Nu i-a trebuit însă mult să se scuture și să zică cu zâmbetul lui dulceag: ce cruzime! Nu este așa? Și ce copil fără inimă! Nu e cruzime, e rușine, i-a strigat stăpânul meu. Tocmai aceasta spun și eu. Da, dar nu te mai strâmba degeaba, căci știi bine că nu vorbesc cu copilul, ci cu dumneata. E o rușine, e o mișelie să schingiui astfel niște copii care nu se pot apăra. Ei, și ce te amesteci? I-a răspuns Garofoli răstit. Nu este treaba ta. Da, știu, ia poliției. Ce? A răgnit el sărind în sus. Mă ameninți cu poliția? Te ameninți, i-a strigat mai tare stăpânul meu, fără să-l sperie furia padronului. Atunci Garofoli s-a liniștit și a zis cam rânjind: știi ce? Nu te necăji și nici nu m-a amenințat cu spusul că de. Poate aș avea și eu multe de spus. Nu poliției, nu. Ei, puțin îi pasă, ci altora cărora, dacă le-aș înșira tot ce știu și dacă le-aș rosti numai un nume, nu știu zău, cui ar fi mai rușine? Stăpânul meu a stat câtva timp mut. Să-i fie lui rușine? Pentru ce? Mă întrebam eu uimit. Și înainte de a mă dumiri, m-a luat de mână și mi-a zis, apucând spre ușă: haide-mi, fără supărare, i-a strigat Garofoli. Și dacă ai ceva să-mi spui, nu mai am nimic, i-a răspuns stăpânul meu și, fără să întoarcă cel puțin capul, a coborât cu mine scara. Ah, cu ce bucurie îl urmam! Scăpasem de Garofoli.
Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 18. Pe drumuri. Cât am umblat pe strada plină de lume, stăpânul meu nu mi-a zis nimic. Cum am ajuns însă într-o ulicioară dosnică, s-a așezat pe o bârnă și și-a trecut de câteva ori mâna pe frunte, ceea ce la el era semn rău. Frumos o fi să-ți apar. Am dat pe drumuri cu buzunarele goale și cu stomacul flămând. Ți-e foame? N-am mâncat nimic de azi dimineață. Și nici de seară n-o să mănânci. Cel puțin dacă am avea unde dormi. Dar ce, voiai să ne culcăm la Garofoli? Nu eu, tu. Și fiindcă mi-ar fi dat drept chirie pentru cât vei sta la el cel puțin vreo 20 de franci, m-ar fi scoartă cu copiii, nu m-am stăpânit. Nici tu n-aveai poftă. Nu, și ce bun ești. Se vede că bătrânețea nu mi-a slăbit de tot inima. Din păcate, ce chipzuise bătrânul, a strigat tânărul. Era târziu și frigul, care se muiase ziua, acum se îndărja, iar vântul, tot dinspre nord, promitea ger. A stat mult pe bârnă, pe când noi, capii și eu, nu ne mișcam, așteptând o hotărâre. În sfârșit s-a sculat. Unde mergem? Găsim o carieră unde am mai dormit odinioară. Ești ostenit? M-am odihnit la Garofoli. Eu, din potrivă, sunt rupt, dar ce să fac? Trebuie. Și am pornit pe străzile Parisului. Noapte negroasă, flacăra felinarelor bătută de vânt, de-abia lumina. Lunecam mereu pe câte un băltoc înghețat sau pe poleiul trotuarelor. Din când în când, capii care umbla după noi rămânea mai în urmă ca să caute vreun os prin gunoaie, căci lui era foame, dar gunoiul înghețase și nu-l putea scormoni. Din străzile mari dădeam în mai mici și din cele mici iar dădeam în mari, umblând mereu și mirând trecătorii care se uitau când la oboseala mersului nostru, când la hainele noastre, iar gardiștii ne măsurau cu ochii până ne depărtam. Fără să zică o vorbă, stăpânul meu mergea încovoiat. Cu tot frigul, mâna cu care mă ținea o simțeam arzând și parcă tremura. Uneori, când se oprea puțin să se rezeme pe umărul meu, tot corpul îi zvâgnea zguduit. Cu toate că, de obicei, nu îndrăzneam să-l întreb, de data aceasta mi-am călcat obiceiul. O nevoie adâncă mă îndemna să-i spun că-l iubesc și că vreau să-l ajut. Nu-ți este bine, i-am zis într-un popas. Da, mi se pare și mai ales sunt foarte ostenit. Atâtea zile de umblet, la vârsta mea, cam mult. Și nici frigul acesta nu se prea potrivește cu sângele meu. Mi-ar fi trebuit o odaie, un pat, un foc mare și o ceașcă plină cu supă caldă. Dar fiindcă nu se poate, înainte. De-abia ieșisem din oraș, sau mai bine dintre case, și mergeam când, între două șiruri de pereți, când pe câmp. Nici drumeți, nici gardiști, nici felinare. Numai câte o fereastră luminată și cerul cu stele. Vântul și mai furios ne lipea hainele de trup. Noroc că l-aveam în spate, dar, pentru că o mânecă mi-era descusută, intra prin crăpătură și se ducea pe tot brațul înghețându-l. Cu tot întunericul în care se încrucișau mereu răspântiile, stăpânul meu mergea ca un om care știe bine drumul. Îl urmam, deci, fără grijă că ne vom rătăci, nedorind decât să ajungem mai iute. Dar deodată s-a oprit. Vezi acolo un tufiș? Nu văd. Vezi o grămadă neagră? Ca să-i pot răspunde, m-am uitat în toate părțile. Părea că suntem în mijlocul unui șes, căci ochii mi se pierdeau în negură fără a se opri pe ceva. Haos împrejur și niciun alt zgomot decât șuieratul vântului. Ia uite acolo! Mi-a zis tot el întânzând o mână înainte și, fiindcă nu-i răspundeam, a pornit mai departe. Peste alți câțiva pași, iar s-a oprit și iar m-a întrebat dacă văd tufișul. Nu văd, i-am răspuns, încurcat de o nelămurită teamă. Fiindcă ți se frică, de aceea nu vezi. Cel puțin pomi nu văd, nici șosea, nu văd nimic. Mai știi, m-oi fi înșelat. Să mai mergem vreo 5 minute și, dacă nu am dat de pomi, am greșit drumul și o să ne întoarcem. Atunci, înțelegând că ne-am fi putut rătăci, mi s-au sleit pe loc puterile, așa că n-am mers nici 2 minute și l-am tras de mână. Ce este? M-a întrebat el. Nu mai pot. Și ce vrei, să te duc în spinare? Eu sunt mai rău ca tine. Nu mă mai țin în picioare decât gândul că dacă vom sta jos, ne înhață frigul și acolo murim. Prin urmare, haide, mișcă! L-am urmat. Sunt făgașe mari pe șosea. Nu sunt deloc. Atunci să ne întoarcem. Vântul care ne bătuse în spate ne-a pleznit în față așa de tare că m-a înnăbușit, parcă m-arsese. Greu mersesem la dus, dar acum l-a întors și mai greu. Când vei vedea făgașuri, să-mi spui.
Șoseaua cea bună trebuie să fie la stânga, cu un pom la răscruci. Vreun sfert de ceas am mers așa cu vântul în piept. În tăcerea nopții, zgomotul pașilor noștri răsunau pe pământul înghețat. Cu toate că de-abia umblam, eu îl duceam acum pe el. Și cu ce sete mă uitam mereu spre stânga. O lumină, i-am șoptit eu, arătându-i o stea roșie care licărea în neguri. Unde? Și cu toate că nu era departe, n-o găsea. Vederea lui, așa de ageră, se slăbise. Și apoi ce ne pasă? Trebuie să fie vreo lampă pe masa vreunui muncitor sau la capul unui om pe moarte. Cum o să-i cerem adăpost? Să fim pe câmp, am putea cere, dar lângă Paris nimeni nu găzduiește. Înainte! După ce am mai mers încă vreo câteva minute, mi s-a părut că un drum ne taie pe al nostru și o umbră înaltă se ridica în colț. M-am dus iute și am dat de o șosea gloduroasă. Uite pomul și tufișurile, am strigat eu. Am scăpat, mi-a răspuns el. Dă mâna, mai sunt 5 minute până la carieră. Ia uită-te bine, nici acum nu vezi tufișul? Ba acum da, parcă este o grămadă neglicioasă. Speranța ne-a dat puteri, picioarele mi s-au dezmorțit și pământul nu era așa tare. Cu toate acestea, lungi mi s-au părut cele 5 minute. Parcă a trecut mai mult decât am spus eu, mi-a zis stăpânul meu oprindu-se. Așa zic și eu. Încotro merg făgașele, drept înainte. Gura carierei trebuie să fie la stânga, poate că am trecut pe acolo fără să o vedem. Pe așa negură, nimic mai lesne, deși ar fi trebuit să ne luăm după urme. Urmele n-au cotit la stânga. Oricum, tot ne întoarcem. Și ne-am mai întors odată. Vezi tufișul? Da, acolo, la stânga. Vezi și făgașele? Făgașe nu sunt. Dar ce am orbit? Dă mâna și ia-o drept înainte. Dăm de un zid. Nu este zid, e un morman de pietre. Și eu îți spun că este zid. Era ușor de cercetat. N-avea decât să facă 2 pași și să-l vadă sau chiar să-l pipăie. Și s-a convins. Dar unde-o figura? Ia caută făgașele. M-am aplecat, am urmat zidul până la capătul lui, fără să dau de niciun făgaș, m-am întors de unde plecasem, am căutat în partea opusă, nimic. Zid pretutindeni, fără nicio spărtură și fără nicio urmă care să arate vreo trecere. Nu era acolo cariera, ne rătăcisem. Nu, nu ne-am rătăcit, a zis el după ce s-a gândit câtva timp. Aceasta este cariera, dar au îngrădit-o. Zidul n-are poartă, nu putem intra. Va să zică? Nu știu, să murim aici. Vai, stăpâne, așa este, bine zici. Tu ești tânăr, nu trebuie să mori. Mai poți umbla? Dar, dumneata, eu, când noi mai puteam, o să cad ca o gloabă. Bine, să mergem. Unde? Înapoi la Paris. Și cum vom da de un gardist să-l facem să ne ducă la secție? N-aș fi vrut să mergem acolo, dar nu te pot lăsa să îngheți. Haide, băiete, curaj. Și la drum. Și-am luat-o înapoi tot drumul pe care îl făcusem. Ce ceas era? Habar n-aveam. Doar atât știam că umblasem mult, mult de tot și încet. Să fi fost 12 sau 1 dinspre ziua. Cerul era tot mohorât, fără lună și cu foarte puține stele, mai mărunte ca de obicei. Vântul, în loc să se înmoaie, se întețise, ridica vârtejul de țărână și ne-o azvârlea în ochi. Casele pe lângă care treceam erau închise și neluminate. Poate că de-ar fi știut cei care dormeau în căldura dinăuntru ce frig ne era nouă, ne-ar fi chemat. Și ne-am fi încălzit puțin, dacă am fi mers mai departe, mai repede, dar nu mai putea stăpânul meu, gâfâia parcă ar fi fugit. Când îl întrebam, nu mă răspundea, îmi făcea doar semn că nu poate vorbi. La un felinar, căci începea mai intra în oraș, n-a mai putut și a stat. Vrei să bat la vreo ușă? L-am întrebat eu. Aș, nu ne-ar deschide. Pe aici sunt numai grădinar și zarzavagii, nu se scoală pe vremea aceasta. Haidem mai departe. Dar avea mai mult viață decât putere, căci după 10 pași iar s-a oprit. Să răsuflu puțin, că mă înnec. Lângă noi se vedea, printr-o poartă, un maidan pe care era un maldăr mare de bălegar, cum sunt mai prin toate grădinăriile. Vântul, suflând peste el, uscase paiele de deasupra și multe din ele le risipise pe stradă chiar la stâlpii porții. Uite, aici o să stăm, mi-a zis el. Apoi spune că dacă vom sta ne prinde frigul și nu ne mai sculăm. Nu mi-a răspuns, mi-a făcut doar semn să-i strâng paie în poartă și s-a lăsat grămadă pe ele, clănțănind și tremurând. Aici nu este vânt, ne apără bălegarul. Avea dreptate, ne apăra de vânt, dar nu de frig. După ce am strâns cât am putut, m-am așezat și eu lângă el. Mai aproape, mi-a zis încet, și ia pe capii în poală ca să te încălzească.
Era om cu minte care știa, după cum și spusese, că frigul în așa împrejurări ne putea ucide. Trebuia deci să fie prăpădit ca să se supună unei asemenea primejdii. De 2 săptămâni nu se culcase decât târziu și ostenit, iar forțarea de azi, după atâtea altele, îl găsea prea slab ca să mai îndure, mai ales leit de foame și de bătrânețe. Și-o fi dat seama în ce stare era? N-am știut niciodată, dar când m-am înfășurat în paie și m-am apropiat de el, l-am simțit că se apleacă spre mine și mă sărută. A doua sărutare și, vai, ultima. Frigul gonește somnul când te sui în pat dârdâind și dimpotrivă îl cheamă și te amorțește în nesimțire când te va găsi culcat afară. Așa ni s-a întâmplat nouă. De-abia mă ghemuisem lângă tovarăș și mi s-au închis imediat ochii. M-am silit să-i deschid, dar n-am putut. M-am pișcat atunci de braț, degeaba, nu simțeam. M-am mai pișcat odată, de 2, de 3 ori și de-abia atunci, prin voința pe care o puneam, m-am ales cel puțin cu conștiința că trăiesc. Stăpânul meu, rezemat de poartă, gâfâia mereu. Lângă mine, lipit de piept, capii adormise. Deasupra capului, vântul vijeluia mereu, acoperindu-ne cu paiele care cădeau pe noi ca frunzele dintr-un pom uscat. Nimeni pe stradă. Mormânt pretutindeni. Și m-am înfricoșat de atâta tăcere. De ce? Nu-mi dădeam seama. O frică nelămurită, plină de o întristare, care m-a făcut să plâng. Mi se părea că n-am să mă mai scol de acolo. Și gândul la moarte m-a dus la Chavanon, biata doică, să mor fără să o mai văd nici pe ea, nici casa, nici grădinița. Și, ca printr-o minune, tot gândul m-a mutat în grădiniță și am văzut soarele sclipind, florile înflorind, mierlele cântând, iar pe gardul cu mărăcini, Doica întindea rufele spălate în păriașul care murmura. Apoi, printr-un salt, mintea mi-a fugit de acolo și m-am pomenit într-o luntre unde Artur dormea, iar mama sa, auzind vântul, se întreba unde sunt eu pe așa frig. Și iar mi s-au închis ochii, iar inima mi-a amorțit de parcă aș fi leșinat. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 19. Liza. Când m-am trezit, eram pe un pat într-o odaie luminată de vâlvătaia unui foc. Nu cunoșteam nici odaia, nici pe cei din prejurul meu, adică un om cu o haină cenușie și vreo 3-4 copii, printre care o fetiță, mirată, cu niște ochi ciudați, mai vorbitori ca vorba. Când m-am ridicat puțin, toți s-au apropiat. Vrea pe tatăl său, a șoptit, drept răspuns o fată care părea cea mai mare dintre ei. Dar unde sunt el și câinele? De mi-ar fi fost tată, m-ar fi luat mai cu binișorul, ca să nu era decât stăpân, li s-a părut că îmi pot spune tot ce am aflat. Era poarta unui grădinar, care, pe la 2 noapte, piață, așa că, la întoarcere, găsindu-ne acolo, ne-a spus întâi să ne sculăm, ca să știu urmă, fiindcă nu ne mișcam niciunul, mai ca pilătra, ne-a zis să ne trezească și, fiindcă a înțeles că nu este lucru curat. A adus iute un felinar și, uitându-se mai de aproape, a văzut că stăpânul meu murise de frig, iar eu, numai mult, deși ajuta de căldură lui, nu murisem încă. Mă luaseră deși pe sus, mă duseseră în casă și mă culcaseră în patul meu dintre copii. 6 ceasuri fusesem așa, mai mult mort decât viu, până am început să mă încălzesc, să respir mai tare și atunci m-am trezit. Oricât eram însă de amorțit, și la trup și la minte, tot eram în stare să pricep cuvintele auzite. Murise stăpânul meu. Și, pe când omul cu haina cenușie îmi istorisea cele petrecute, fetița cu ochii ciudați se uita necontenit la mine, iar când tatăl său mi-a spus că a murit stăpânul meu, trebuie să fi înțeles, trebuie să fi simțit ce lovitură mi se dădea, căci a venit iute la tatăl său, a pus o mână pe el și, arătându-mă cu cealaltă, a scos un suspin adânc și compătimitor, în care, la rândul meu, am simțit o instinctivă simpatie și, pentru întâia oară de la despărțirea de Artur, am încercat un nespus sentiment de încredere și de dragoste, ca pe vremea când mama, Doică, se uita lung la mine înainte să mă sărute. Murise stăpânul, eram părăsit și cu toate acestea mi se părea că nu sunt singur. Ei, da, așa e Liza, i-a răspuns tatăl, înclinându-se spre ea, îl doare săracul, dar trebuia să-i spunem ca să nu afle de la alții. Și mi-a mai spus cum dăduse de știre la secție și cum veniseră gardiștii să ia mortul, pe când pe mine mă culcau în patul lui Alexe, băiatul cel mare. Dar capii? Am întrebat eu. Capii? Da, câinele.
Nu știu, nu l-am văzut. S-a luat după targă, a explicat unul dintre copii. L-ai văzut tu? Cum nu? A plecat după gardiști cu botul în jos și din când în când sărea pe targă și, dacă îl goneau, începea să se vaite și să latre. Săracul câine! De câte ori urmase ca actor îngroparea în glumă a lui Zerbino, oftând și prefăcându-se că îl plânge spre bucuria publicului. Grădinarul și copiii m-au lăsat singur și, fără să știu bine ce fac și mai ales ce o să fac, m-am sculat. Harpa era la capul patului, mi-am pus cureaua pe după umăr și am vrut să mă duc alături unde intrase grădinarul. Trebuia să plec. Unde? Nu-mi dădeam seama. Simțeam că nu mai pot sta. La trezirea în pat mă simțisem destul de bine, cam deșelat și cu fierbințeală în cap, dar bine. Acum însă, când m-am pus pe picioare, mi s-a părut că mă învârtesc și a trebuit să mă țin de un scaun. Totuși, după puțină odihnă, m-am ridicat și am trecut în odaia unde erau ceilalți. Ședeau toți la o masă, lângă un foc mare, mâncând o ciorbă cu varză, al cărei miros mi-a adus numai decât aminte că nu mâncasem din ajun și amețind, m-am împleticit. Ce, nu te simți bine, băiete?" m-a întrebat grădinarul cu milă. I-am răspuns că da, nu prea mi este bine și l-am rugat să-mi dea voie să stau puțin la foc. Dar nu de foc mi-ardea mie, ci de mâncare. Căldura nu m-a înzdrăvenit, iar aburul ciorbei, zdrângănitul lingurilor, plescăitul celor care mâncau, mă slăbeau mai rău. Ah, cum aș fi cerut să-mi dea și mie, dar nu îndrăzneam, căci răposatul nu mă învățase să întind mâna, iar firea nu mi-era să fiu cerșetor. Mai bine aș fi murit flămând decât să zic mi-e foame. De ce? Nu știu. Se vede că niciodată nu cerusem decât ce puteam înapoia. Fetița cu ochi ciudați, care nu vorbea și pe care tatăl său o chemase Liza, era în fața mea și, în loc să mănânce, se uita la mine fără să lase ochii sau să-i întoarcă. Apoi, deodată, pe neașteptate, s-a sculat de la masă și, luând farfuria ei plină cu supă, mi-a pus-o pe genunchi. Cu mâna, căci glas aproape nu mai aveam, i-am făcut semn că-i mulțumesc, dar nu mi-a dat răgaz tatăl său. Primește, băiete, primește, mi-a zis el. Ce dă Liza e bine dat și dacă mai vrei, mai vine una. Dacă mai vreau? Ehe, în 2 minute am mâncat-o toată, iar Liza, care nu plecase de lângă mine, de asta dată, în loc să suspine, a scos un țipă de mulțumire. Apoi, luând un farfuria, a întins-o tatălui ca să o umple și mi-a dat-o înapoi plină, cu un surâs așa de dulce și promițător, căci cu toată foamea am uitat câteva secunde să iau farfuria. Mâncând și a doua porție, tot ca pe cea din tâi, grădinarul mi-a zis râzând, Bravo, băiete, zdravă în stomac! Iar eu, roșu ca un rac, am socotit că e mai bine să spun drept decât să mă creadă lacom și le-am spus curat că nu mâncasem de 2 zile. Dar stăpânul, nici el, va să zic că a murit și de frig și de foame. Ciorba mă întărise. M-am ridicat să plec. Ce vrei să faci? M-a întrebat tatăl. Să plec. Unde? Nu știu. Ai prieten pe aici? Nu. Pe cineva din sat? Nimeni. Odaia, unde ți-e? N-avem odaie, ieri am venit. Și ce ai de gând? Să cânt din gură și cu harpa ca să-mi duc zilele. Unde? Aici, în Paris. Mai bine întoarce-te acasă la ai tăi. Unde-ți sunt părinții? N-am. Bătrânul de ieri nu ți era tată? N-am tată. Dar mamă, nici mamă. Tot trebuie să ai pe cineva vreun unchi, vreo mătușă, veri, rude. N-am pe nimeni. Atunci cum? De unde vii? M-a cumpărat stăpânul meu de la bărbatul doicii mele și, fiindcă ai fost bun cu mine, îți mulțumesc din inimă. Și te rog, dacă nu te supără, să-mi dai voie să vin duminică să vă cânt. Și vorbind, am pornit spre ușă, dar Liza s-a luat după mine, m-a apucat de mână și mi-a arătat, zâmbind, harpa. Vrei să cânt? Am întrebat-o eu. Ea, bătând din palme, mi-a făcut semn că da. Așa e, bine zice, cântă-ne ceva. Am luat harpa și, deși nu mi-a dat de cântece, am început să cânt un vals cel mai bun, adică cel pe care îl știam și îl simțeam mai bine. Ah, ce mult aș fi vrut să-i cânt bine și să-i plac fetiței care mi răcorea inima cu ochii. Întâi m-a ascultat uitându-se țintă, apoi a început să bată tactul cu piciorul până ce, luată de ritm, s-a lăsat în voia lui învârtindu-se prin odaie pe când cei doi frați și sora sa stăteau jos liniștiți. Nu valsa regulat, cu obișnuiții pași, dar învârtirea era mlădioasă și îi vedeai fericirea pe buze. Tatăl său, de lângă foc, n-o pierdea din ochi, bătea mișcat din palme. Când m-am oprit, fata s-a apropiat de mine și a făcut o reverență, apoi, bătând cu degetul în strune,
mi-a dat să înțeleg mai cântă. Toată ziua aș fi cântat pentru ea, dar tatăl său i-a zis destul, fiindcă nu vroia să se ostenească dansând. Și atunci, în loc de dans, am cântat canțoneta mea, învățată de la Vitalis. Fereastră crudă, crudă fecioară, spre voi suspinul-mi zadarnic zboară, care mi-a fost totdeauna cel mai drag cântec, cu dulceața și melancolia căruia îi înduioșam pe toți. Cum am început, Liza s-a pironit în fața mea cu ochii între-ai mei, mișcând buzele, ca și cum, în minte, repeta cuvintele mele, apoi, cu cât creștea duioșia cântecului, cu atât se dădea binișor înapoi, așa că, la cea din urmă strofă, s-a ghemuit plângând lângă tatăl său. Destul, mi-a zis el. Iar unul din frați, Benjamin, a strigat râzând. Ce proastă e! Cum joacă, plânge! Prost ești tu, că nu pricepi, i-a răspuns sora cea mare sărutând pe Liza. Eu îmi luasem harpa pe umăr și mă îndreptam spre ușă. Unde te duci? M-a întrebat iar tatăl. Plec. Ți-este așa de dragă meseria aceasta? Dacă n-am alta, nu ți-e frică de atâta umblet? Cine n-are casă, oricât noaptea prin care ai trecut, trebuie să-ți fi dat de gândit. Negreșit că mi-ar plăcea și mie un pat moale și o odaie încălzită. Ei, vrei să ți le dau muncind? Dacă vrei, rămâi aici la noi să lucrăm și să trăim împreună. Nu-ți făgăduiesc nici avere, nici trândăvie. Dacă primești, o să ai nițică trudă, să te scoli de vreme, să muncești din greu, să-ți câștigi cu sudori pâinea, dar o să ai pâinea. Și nu o să mai dormi pe drumuri ca azi noapte și nu o să te mai aștepte moartea la vreo răspântie sau în vreun șanț. Seara vei găsi și patul gata și vei mânca mai cu poftă, știind că ți-ai câștigat mâncarea, așa că, poate, cu vremea, dacă ești băiat de treabă și nu știu de ce, mi se pare mie că ești, o să fii de-ai noștri și o să-ți fim ca rudele. Liza se întorsese și îmi zâmbea plângând. Mirat de propunere, m-am codit câtva timp, parcă nu-mi venea să cred ce auzise. Atunci Liza, lăsând pe tatăl său, a venit la mine, m-a luat de mână și m-a dus la o poză atârnată în perete. Sfântul Ioan, îmbrăcat într-o blană de oaie, apoi, pe de o parte, le-a făcut și celorlalți semn să se uite, iar pe de alta mi-a netezit blana pe care o purtam și mi-a arătat că și părul ei era tot cu cărare la mijloc și tot căzut pe umeri ca al Sfântului Ioan. Îmi dădea prin urmare să înțeleg că semăn cu el, ceea ce nu știu de ce m-a măgulit și m-a înduioșat. Are dreptate ea, a zis grădinarul, semeni cu Sfântul, apoi tot către mine reluând firul. Dar ia spune-mi, primești? Să am și eu o familie? Cum să nu primesc? Visul meu visa de atâtea ori și tot de atâtea ori zburat. Cu Doica, cu doamna Milligan și cu stăpânul meu. Să nu mai fiu singur? Cu toată jalea prin care trecusem, moartea celui care mi-era ca tată și pierderea singurului meu prieten, drăguțul și credinciosul Capi, propunerea grădinarului mi-a umplut inima de încredere. Și ce mă bucura mai mult ca pâinea de toate zilele era casa, casa lor în care vedeam dragoste și unire. Băieții lui aveau să-mi fie frați, Liza, soră. În multe din copilăreștile mele închipuiri îmi regăsisem pe mama și pe tata, dar niciodată nu mă gândisem la frați și acum îi găseam și pe ei. Nu mi-erau negreșit frați de sânge, dar puteau să-mi fie prin dragoste. Drept răspuns, mi-am scos repede cureaua harpei. Bravo, mi-a strigat atunci grădinarul, atârnă-ți harpa în cui și când nu ți-o mai plăcea la noi, să o iei și să zbori, nu mai vezi, să ai grijă să pleci ca rândunelele, pe vreme bună. Pe grădinarul la poarta căruia căzusem se chema Aquin, dar m-a primit în casă, erau 5 în neamul lui. El, tatăl, botezat Moș Petre, 2 băieți, Alexe și Benjamin, și 2 fete, Etienette, cea mai mare ca toți, și Liza, cea mai mică. Liza era mută, dar nu din naștere. Cu alte cuvinte, muțenia ei nu se născuse din surzenie. 2 ani vorbise și apoi, deodată, spre al 4-lea an, muțise. Noroc că beteșugul, însoțit de o criză cu un șir de spasme, nu numai că nu-i atinsese mintea, dar i-o și ajutase dezvoltând-o prea de timpuriu. Înțelegea și exprima orice. Între săraci, mai totdeauna, beteșugul unui copil îl zvârle în dezgust și în părăsire. Liza însă scăpase, pentru că drăgălașa ei vioiciune și neasemuita ei blândețe înlocuiau ce pierduse. Frații nu râdeau de ea, tatăl se uita la ea ca la Dumnezeu, iar sora ei o adora. Altădată, întâietatea nașterii era un noroc la cei bogați. Azi, între săraci, primul născut moștenește o grea povară. Doamna Aquin murise la un an după nașterea Lizei și de atunci Etienette, numai cu 2 ani mai mare ca Alexe,
luase loc de mamă. În loc să se ducă la școală, stătea acasă să gătească, să coasă și să poarte pe Liza în brațe. Uitaseră că e fata unuia și sora celorlalți, se deprinseseră să o ia drept slujnică, de care nici nu se sfiau, de vreme ce știau că n-o să plece. Tot purtând pe Liza în brațe, târând pe Benjamin de mână, muncind toată ziua, sculându-se cu noaptea în cap ca să dea de mâncare bătrânului care pleca în piață, culcându-se târziu ca să lase tot în regulă, spălând rufele copiilor și udând și legumele vara, Etienet nici n-avusese vreme să fie copil. La 14 ani, fața ei era mai tristă ca a unei fete bătrâne. După ce mi-am atârnat harpa în cui și am început să istorisesc cum ne prinsese gerul și osteneala, întorcându-ne de la cariera în care ne dăjduisem să ne culcăm, am auzit lucrând la o ușă dinspre grădină și un lătrat plângător. Capi! Am strigat eu sărind în sus. Dar Liza a alergat mai iute și a deschis ușa. Bietul Capi s-a repezit la mine, mi-a sărit în brațe și a început să mă lingă, tremurând și chelălăind de bucurie. Dar el? Am întrebat eu. Rămâne și el, mi-a răspuns grădinarul. Iar câinele, parcă ar fi înțeles, a sărit jos și, punând o labă pe inimă, l-a salutat spre bucuria copiilor și mai ales a Lizei. Aș fi vrut să-l pun să joace și o piesă ca să facă toți haz, dar n-a fost chip să-l dau jos din brațe și să scap de pupăturile lui, iar după ce s-a săturat, a început să mă tragă de haină. Mă cheamă, ca să te ducă la stăpânul său. Cei care luaseră mortul spuseseră că trebuie să mă întrebe și că vor veni peste zi după ce mă voi dezmetici, dar de ce să-i aștept? Vreau să știu mai iute ce au făcut. Poate că nu murise, poate că-și venise în fire, ca mine. Grădinarul, pricepându-mi grija, m-a luat cu el la secție unde m-au descusut în toate felurile și am aflat că Vitalis murise. Le-am spus tot ce știam, dar comisarul nu se mulțumea, mă întreba mereu. Ce să-i mai spun, decât că eu n-aveam părinți și că el mă închiliase pentru o sumă pe care o plătise dinainte bărbatului Doicii. Dar acum, m-a întrebat tot comisarul, întrebare la care n-am mai răspuns eu, ci însoțitorul. Ne însărcinăm noi cu el, dacă vreți să ni-l dați. Și nu numai că a vrut, dar l-a și felicitat. Mai trebuia să-i spun ce știu de mort și mi-era greu, căci nu știam nimic. Era însă un punct tulbure asupra căruia aș fi putut vorbi, adică ce se petrecuse cu ultima reprezentație când Vitalis uimise cu cântecul lui pe necunoscuta doamnă, precum și amenințarea lui Garofoli, dar mi se părea mai bine să tac. De ce să denunț eu după moarte ce a ascuns el cât a trăit? E foarte greu însă unui copil să ascundă ceva unui comisar care știe meseria, care au un așa meșteșug de a te întreba că te încurci când vrei să scapi. Și așa mi s-a întâmplat. În 5 minute m-a făcut să spun tot ce voiam să ascund. Du-l la Garofoli, a poruncit el unui agent. Când o intra în strada Lursen, o să cunoască casa. Să te duci cu el sus și să-l descoși pe Garofoli. Am plecat toți trei, agentul, grădinarul și eu. Bine, zisese comisarul. Am cunoscut imediat casa și ne-am suit la etajul al patrulea. Matia nu mai era, îl duseseră la spital, dar era Garofoli, care, cum a văzut cu un polițist, s-a îngălbenit. Dar și-a venit repede în fire când a aflat de ce venim. Vai, săracul, a murit? Da, îl cunoșteai? Cum să nu? Ei, atunci spune-mi ce știi. Știu că nu-l chema Vitalis, ci Carol Balzani și, dacă ai fi fost și dumneata în Italia acum vreo 40 de ani, ți-ar fi de ajuns acest nume ca să-ți spună cine era acest om. Era pe atunci cel mai vestit cântăreț italian cu nemaipomenite succese. Pe unde n-a cântat? La Napoli, la Roma, la Milan, la Veneția, la Florența, la Londra, la Paris. Dar într-o dimineață și-a pierdut glasul și atunci, nemaiputând fi regele artiștilor, n-a vrut să-și compromită gloria în teatre nedemne de faima lui. Și-a schimbat numele și s-a ascuns de toți cei care îl cunoșteau. Dar, fiindcă trebuia să trăiască, a încercat fel de fel de meserii, fără izbândă, așa că, din treaptă în treaptă, a ajuns comediant, numai cu trupul, căci cu sufletul își păstrase mândria și ar fi murit de rușine dacă s-ar fi aflat că vestitul Balzani se prefăcuse în bietul Vitalis. Atâta știu. Aceasta era deci cheia misterului. Săracul! Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public.
Capitolul 20. Grădinar. Trebuia să-l îngroape a doua zi și noul meu stăpân îmi făgăduise să mă ducă la înmormântare, dar a doua zi nu m-am putut scula. Mă apucaseră frigurile, tremuram tot și ardeam, parcă aș fi avut în mine jeratic ca maimuța după noaptea petrecută în pom. O strașnică pneumonie căpătată în frigul care ne doborâse mă dăduse gata, dar mi-a dat în același timp și norocul să văd pe ce mâini buni încăpusem și ce devodată era Etienet. Cu toate că săracilor nu prea le plac doctorii, așa mă zguduia boala că s-au speriat și au chemat unul care n-a avut nevoie de vorbă și de lungi cercetări ca să vadă ce am. Trebuia dus la spital. Nimic mai ușor și mai simplu, dar stăpânul n-a vrut. Nouă ni l-a adus soarta, a zis el, noi o să-l îngrijim. În zadar l-a dojenit doctorul și cu binele și cu răul, dar nu s-a clintit și am rămas. Așa că biata Etienet, pe lângă câte avea ea pe cap, s-a mai pomenit și cu îngrijirea mea și m-a îngrijit drăguța ca o maică de la spitalul Sfântul Pol, fără să se supere odată sau să uite ceva. Când trebuia să mă lase, chemată de treburi, o înlocuia Aliza și de multe ori, în tremurul frigurilor, am văzut-o la picioarele patului, uitându-se fricoasă la mine. Aiurelile bolii mi-o arătau de multe ori ca un înger, căruia îi spuneam tot ce speram și doream, începând astfel, încet-încet, s-o socotesc, fără să vreau, ca o ființă ireală, parcă dintr-o altă lume, care mă mira ce caută între noi. Lungă și dureroasă mi-a fost boala, cu întoarceri care ar fi disperat și pe mama, numai răbdătoarea și devotamentul lui ce avea Etienet, nu. Câteva nopți au trebuit să mă vegheze, căci se temeau să nu mă năbuș și când Alexe, când Benjamin făceau cu rândul de pază. A dat în sfârșit Dumnezeu și am scăpat, dar lungă îmi fusese boala, lungă mi-a fost și însănătoșirea și tocmai după ce a venit bine primăvara am ieșit din casă. De atunci, Liza, care nu făcea nimic, a luat locul sororiei. Cu ea mă plimbam la câmp. Pe la amiază, când ardea bine soarele, plecam ținându-ne de mână și urmați de capii. Ce dragă mi-a fost primăvara aceea, din care am păstrat o frumoasă amintire. Foarte puțini cunoșteau bine mahalaua noastră. Nu se știa decât că este într-o vale și, fiindcă o uda Bievra, o credeau cea mai murdară și mai păcătoasă parte a Parisului. Dar nu era așa. Bievra curgea pe vremea de care vorbesc sub un des acoperiș de plopi și de sălcii, cu livezi înflorite și cu coline pline de grădini. Iarba deasă și cărnoasă, păștițele ca niște steluțe albe și păsările care cilipeau prin pomi, toate ți aminteau că nu mai ești în oraș, ci la țară. Așa am văzut eu valea, care s-a schimbat mult de atunci și este neștearsă în mintea mea imaginea pe care mi-a lăsat-o. Dacă aș fi pictor, aș desena perdeaua de plopi, fără să uit vreunul, sălciile cu plete verzi și cu trunchiuri putrede, povârnișul forturilor pe care ne dădeam de-a dura și morile de vânt și oastea spălătoreselor și tăbăcarii infectând apele și un loc mare, mare, muncit numai de nebuni care treceau pe lângă noi hăhăind prostește, bălângănind din mâini și scoțând limba. Negreșit că, în plimbările noastre, Liza nu vorbea, dar n-aveam nevoie de cuvinte, ne înțelegeam din ochi și așa de bine că am ajuns să nu mai vorbesc nici eu. Încet, încet mi-am recăpătat puterile și am putut ieși la muncă pe care o așteptam cu nerăbdare, căci voiam să fac și eu ceva pentru cei ce făceau pentru mine totul, adică să lucrez și să le înapoiez după puterile mele tot ce-mi dăduseră și cu toate că nu lucrasem niciodată, fiindcă oricât de obositor ar fi umbletul, el nu era o muncă continuă care îți cere o voință sârguitoare, mi se părea că o să fiu vrednic și, cu pilda celor din prejur, o să lucrez și eu cu dragă inimă. Venise vremea mixandrelor și tocmai de mixandre se ocupa acum Moș Petre. Era plină grădina cu de toate, roșii, albe, violete, așezate după culori, adăpostite după geamuri, așa că, de departe, le vedeai ca niște dungi multicolore, iar sara, înainte să le acopere, îmbălsămau tot aerul. Deocamdată, după puterile mele încă slăbuțe, mi se dăduse să ridic dimineața geam lăcurile, după ce trecea roa, și să le pun seara la loc înainte să vină ea. Ziua trebuia să le feresc de dogoarea soarelui, presărându-le cu paie. Foarte ușoară sarcină, dar lungă, căci aveam sute de gergevele de scos și de pus și mii de flori de umbreluit sau nu, după cum ardea sau nu soarele.
În timpul acesta, Liza stătea lângă roata care ridica apa de stropit și când sfrijita cocută, ostenită de a învârti, cu ochii legați, încetinea mersul, iar ea o îndemna plesnind din bici. Unul din frați răsturna gălețile pe care le urca roata, iar celălalt îi ajuta tatălui său. Fiecare își avea deci locul ca să nu-și piardă nimeni vremea. Mai văzusem eu țăran la muncă, acasă, în satul meu, dar nu știam ce vrednici, ce zdraveni și cu câtă stăruință munceau grădinarii din prejurul Parisului care, sculați înainte de răsăritul soarelui, culcați când se înnopta bine, nu se mișcau toată ziua de la lucru. Și eu muncisem pământul, dar nu-mi trecea prin minte cât poate el da. Pe mâini bune intrasem la Moș Petre. Mai târziu, venindu-mi bine în puteri, m-au luat de la geamuri. Și mi-a părut bine când am început să semăn și să văd sămânța încolțit. Era munca mea, bunul meu, creația mea, cu care mă mândream. Eram și eu bun la ceva. Dovedeam că sunt și bucurie și mai mare simțeam că sunt. Cu toate ostenelele noului meu trai, m-am deprins foarte iute cu hărnicia. În loc să bat drumurile ca până atunci, numai cu grija de a merge drept înaintea ochilor, acum nu mă clinteam dintre zidurile grădinii, cu cămașa udă, cu stropitorile în mână și cu picioarele goale prin țărână. Dar toți făceau așa. Ba încă stropitorile stăpânului erau mai grele și cămașa lui era mai muiată de sudori ca a mea. Egalitatea e o mare ușurare în muncă. Și apoi găsisem acolo între ei ce credeam că am pierdut pentru totdeauna. O familie. Nu mai eram singur, nu mai eram părăsit. Aveam patul meu și un loc la masă care ne aduna pe toți. Dacă încasam uneori câte una de la Alexe sau Benjamin, până într-un ceas uitam cum uitau și ei ce primeau de la mine, iar seara, împrejurul mesei, toți eram frați. Ca să spun drept, n-aveam numai treburi și osteneli, aveam și ceasul de odihnă și de petreceri, cam scurte, nu zic, dar cu atât mai plăcute. Duminica după amiază ne strângeam sub un chioșc de viță de lângă casă. Eu îmi luam harpa din cuiul în care stătea toată săptămâna și cântam să joace frații cu surorile. Bine, nu știau niciunii, dar băieții fuseseră odată la un bal și aduseseră oarecare amintiri care semănau mai mult sau mai puțin cu cadrilul. Când osteneau jucând, le cântam din repertoriu, sfârșind totdeauna cu bucata cea mai de efect, canțoneta. Mai ales Liza, când ajungeam la strofa din urmă și repetam refrenul fereastră crudă, crudă fecioară, spre voi suspinul mizadarnic zboară, nu se putea să nu plângă. Atunci, ca să o înveselesc, jucam cu capii o scenă caragioasă, căci și pentru duminici erau zile plăcute. Îi aminteau trecutul. 2 ani s-au depănat astfel și fiindcă grădinarul mă lua de multe ori în târg cu el, fie pe cheiul cu flori, fie la Magdalena, fie la castelul cu apă sau la unii florari, cărora le duceam plante, am ajuns cu încetul să cunosc Parisul și să văd că nu era nici oraș de aur și de marmură, cum mi-l închipuisem, nici o groapă de noroi, cum mi se părea când am intrat în el pe la Charenton. I-am văzut monumentele, m-am plimbat pe cheiuri și pe bulevarde, prin grădina Luxemburgului și pe Champs-Élysées. Am văzut și statui și, uimit de forfotul mulțimii, am cam înțeles cum era viața unui oraș mare. Din fericire, nu mi-am făcut educația numai din văzute și la întâmplare. Înainte de a face grădinărie pe seama lui, Moș Petre lucrase la pepinierile grădinii plantelor, unde avusese a face cu oameni de știință care îi dăduseră poftă să citească și să învețe. An de-a rândul își dăduse economiile pe cărți și orele libere pe citit. Când se însurase și veniseră copiii, negreșit că i-a scăzut libertatea, căci trebuia să-și câștige mai întâi traiul. Lăsase deci cărțile, dar nici nu le dăduse, nici nu le vânduse, le păstrase într-un dulap. Prima iarnă petrecută cu ei mi-a fost foarte lungă, căci se încetinise munca și atunci, ca să ne trecem serile, am scos cărțile din dulap și le-am împărțit între noi. Mai toate vorbeau de plante. Alexe și Benjamin nu moșteniseră de la tată gustul cititului și, cum deschideau cartea, adormeau. Eu, ori mai nesomnoros, ori mai curios, citeam până să mă culc, iar în pat mă gândeam că bietul Vitalis nu-și pierduse vremea cu mine. Setea mea de a învăța i-a reamintit grădinarului timpurile când ciupea bani din mâncare ca să-și cumpere cărți și mi-a mai cumpărat atunci și altele, alese la întâmplare, după fudulia titlului, care poate că mi-au cam răscolit atunci judecata,
dar neregula s-a șters mai târziu și nu mi-a rămas decât ce era bun. Liza nu știa să citească. Văzându-mă însă tot cu nasul în cărți, cum scăpam de la lucru, a vrut să vadă ce mă momea astfel și a încercat întâi să-mi ia cărțile care mă opreau să mă joc cu ea, dar văzând că tot la ele mă întorc, mi-a cerut să-i citesc și ei. Încă o legătură între noi. Cu mintea ei ageră și cu dorința de a ști tot, nu se putea să nu găsească în citit ceea ce a găsit o plăcere și o hrană. De atunci, câte ceasuri am petrecut astfel, ea stând în față cu ochii fixi și eu citind. De multe ori, dând peste părți sau cuvinte neînțelese mie, mă opream și mă uitam la ea, așteptând tot din ochi deslușirea. Am învățat-o și desenul, adică ce credeam eu că înseamnă a desena. Mult mi-a trebuit și greu mi-a fost, dar tot am izbutit, fiindcă ne înțelegeam și simpatia dintre profesor și elev face mai mult decât talentul. Când a ajuns să poată arăta prin linii ceea ce voise, tatăl său, de bucurie, m-a sărutat zicându-mi: o să-ți plătească ea mai târziu. Când mai târziu? Când va vorbi, căci nu-și pierduse nădejdea, deoarece doctorii le spuseseră că o să vorbească, dar după o altă criză. Tot mai târziu însemna și gestul ei, când îi cântam canțonete. Îmi ceruse să o învăț harpa și învățase foarte repede, dar, neputând cânta și din gură, de multe ori îi părea așa de rău că începea să plângă. Noroc că firea ei blândă îi alunga tristețea, își ștergea lacrimile și îmi zâmbea resemnată ca și cum mi-ar fi zis: mai târziu. Înfiat de tată și luat de copii drept frate, n-aș fi plecat poate niciodată de la ei dacă nu s-ar fi năpustit o catastrofă ca să-mi mai schimbe încă o dată viața, căci mi l-a scris ca tocmai când voi fi mai liniștit, soarta să mă zvârle iar, fără voia mea, în vârtejul vieții.